Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, Gala Olimpicilor și Gala Sportului. Magia Crăciunului, spectacol de excepție al Colegiului de Artă George Apostu Bacău. Veste bună pentru olimpicii și sportivii talentați ai Oneștiului. Luni 19 decembrie de la ora 10 va avea loc în sala Cinema Capitol Onești evenimentul intitulat Gala Olimpicilor și Sportului Oneștean. În cadrul evenimentului vor fi premiați elevii, cadrele didactice, sportivii, dar și antrenorii acestora. Toți cei care prin muncă susținută au obținut rezultate deosebite sportive, dar și la învățătură. Încă din primul an al primului meu mandat de primar din 2012, când am inițiat și organizat prima ediție a Galei Sportului Oneștean, am susținut și încurajat atât practicarea sportului, cât și recunoașterea performanței în educație. Valoarea premiilor care se acordă în cadrul Galei se ridică la peste 237.000 de lei. Felicitări premianților, dar și celor care îi îndrumă! Spectacol de tradiții, pregătit de elevii și profesorii Liceului Tehnologic din Onești. Cum reacționează tânăra generație și cât de greu sau ușor au mers repetițiile, aflăm în minutele următoare. Că este o tradiție foarte frumoasă și ne-am prins toți la un loc de acel moment. Tu ce anume prezinți sau în ce vei juca? Într-un joc pe nume Majorete, la Miss și Mister și am un... În colind, așa se spune. I-a fost greu colindul? Cum a mers? Nu, a fost foarte ușor. L-ai învățat singurică? Te-au ajutat profesorii? Povestește-ne un pic. Profesorul ne-a explicat despre ce e vorba și noi l-am învățat. Ți l-ai ales singurică? Nu, profesorul ne-a spus ce așa și noi l-am... Și cum se numește colindul? Să ningă să plouă. Ce frumos e! Ce părere ai despre tradiții? Faptul că prin acest spectacol nu se pierd tradițiile neamului românesc? Noi încercăm să-l ținem în continuare aceste obiceiuri, pentru că dacă se pierde, foarte... E foarte rău, nu? Da. Un mesaj atunci pentru toți cei care urmăresc să vină să vă vadă și să vă aplaude. De ce? Da, cu mare drag, așteptăm. Suntem aici la liceu, am înțeles că vă pregătiți o surpriză zilele următoare. Ce părere ai despre tradițiile pe care tu și colegii tăi, o parte din colegii tăi, le promovați despre tradițiile neamului românesc? Mă refer aici la jocul urșilor, la toboșari, la jocul căluțului și așa mai departe. Cum să vă explic? Îți plac tradițiile? Da, foarte mult. Din ce zonă ești? Din Onești? Nu, de la sat. De la sat, din ce zonă exact? Bârzulești. Bârzulești. Și acolo sunt tradiții? Da. Se păstrează? Se păstrează și organizăm în fiecare an. Tu în ce te bagi așa, ca să aflăm și noi în ce tradiții te organizezi tu? Capră, jean, urs. Care e cel mai greu sau care e cel mai ușor? Cel mai greu, să vă spun, este jianul. Jianul? Da. Dar știi ce e jianul? Da. Ce este? Este tot... O baladă? O poveste? Da, o baladă care avem vânător. Tu ce joci? Eu sunt vânător. Am înțeles, mi se pare corect, că așa te ajută și figura de vânător, așa. Vă aplaudă oamenii, vă primesc, cum se ține? Sunt puține case care nu ne primesc, dar în general ne primesc toate. Se vor pierde tradițiile în opinia ta? Pe parcurs, peste câțiva ani, sigur da. Dar dacă voi sunteți aici și rămâneți ca un standard, probabil că și cei mai mici ca voi o să le vadă și o să le învețe. Asta cu siguranță așa se va întâmpla. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc să vină să vă vadă la spectacol și să deschidă ușa atunci când se apropie momentul să-i colindați, să mergeți cu jianul. Vă așteptăm cu drag la Miss și Mister să ne vizionați. Ce părere ai despre tradițiile pe care voi, împreună cu profesorii voștri, aveți grijă să nu se piardă? Știu că se repetă intensiv ca să fie totul la superlativ. Sunt frumoase, îmi plac mult. Tu din ce zonă ești? Din Cățăfănești. Și la voi cu ce se vine? Cu capra și cu ursul. Și gospodarii primesc acasă în bătătură? Nu toți, dar da. Majoritatea. Da. Am înțeles. Ce părere ai despre tradițiile neamului românesc? Se vor pierde în timp sau nu? Cu siguranță, da. Se vor pierde? Da. Mai da, ce optimistă e.
Dar de ce zici că se vor pierde? Pentru că nu mai sunt chiar cum era odată să facă. Dar tu ai prins așa moment mai frumos? Nu. Sau ai auzit de la părinți? Am auzit de la părinți. Se făcea mai mult, nu? Da. Am înțeles. Da, bunicii, ce părere au despre aceste tradiții când văd tinerii că le pun în practică? Se bucură. Se bucură? Da. Am înțeles. Și încă o curiozitate, în zona voastră când vin colindătorii, când vin urșii, ce li se dau colindătorilor? Bănuți sau colaci? În general, bănuți. Și bineînțeles, o sticlă de vin, probabil, nu? Da. Vin fier sau ceai fier? Da. Nu? Ok. Un mesaj dacă e pentru cei care urmăresc. Vă așteptăm cu drag la Miss și Mister. Am înțeles că tu mergi cu ursul, ne-ai spus înainte de interviu. Ce părere ai despre aceste tradiții? Să mergi cu ursul, să bată dobele, să vină irozii? În primul rând, aceasta este o tradiție străveche. Așa. Și în al doilea rând, eu țin foarte mult la această tradiție și îmi place. Dar la tine în familie mai merge cineva cu ursul în afară de tine? Probabil tatăl, frații? Desigur, verișorii mei. Verișorii. A, faceți o trupă bazată. Si. Așa puternică. Da. Am înțeles. Vă primesc acasă gospodari în bătătură? Da, destul de mulți. Da? Și ce vă dau de curiozitate? Bănuți. Colaci. Colaci, câte un suc. Înțeles. Deci tradiția, în opinia ta, colegii au fost mai rezervați, au zis că se va pierde. Tu ce crezi? Se pierde tradiția cu a merge cu ursul? Aceasta a fost o tradiție străveche și după părerea mea va rămâne. Am înțeles. Ai și vecini care joacă ursul micuț de la 3-4 ani, ai văzut? Da, desigur. Și ce părere ai despre asta? Nu e greu? Nu le vine greu copilașilor? Nu, eu sunt fericit pentru ei că o să duc această tradiție mai departe și că le place de mici. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc legat de tradiții, m-ar interesa. Ce transmiți? Și colegilor de vârsta ta, de ce nu? Eu le transmit colegilor mei că această tradiție trebuie respectată cât mai mult și iubită, deoarece este foarte străveche. Și să deschidă ușa când vin urșii. Și să deschidă ușa. Ok. Vin sărbătorile, un mesaj pentru cei care urmăresc. Crăciun fericit! Ce părere ai despre tradiții? Pregătiți un spectacol frumos, atât de Miss și Mister, dar și de tradiții. Colinde, cete de urși, caprele vor fi pe scenă. Ce părere ai despre tradiții? Despre tradiția am o părere foarte bună. Așa. Îmi place foarte mult, mai ales când facem repetiții alături de doamna profesoară. Am înțeles. Din ce zonă ești? Din Împăltinata. Și la voi se mai respectă tradițiile la Gura Voiei? Da, la Gura Voiei, nu la Împăltinata. Nu la Păltinata. Ai făcut o subliniere așa destul de importantă. De ce la Păltinata nu și la Gura Voiei da? Pentru că la Păltinata a rămas satul gol, nu mai sunt copii. Aoleu. Și la Gura Voiei e o comunitate mai mare. Am înțeles. Bine, satul Păltinata face parte din comuna Gura Voiei. Tradițiile se pierd? Da, se pierd. La Păltinata, da. Am înțeles. Generația tânără promite să tu mergi, de exemplu, cu un colin ceva în ajunul Crăciunului sau? Nu mai merg. Dar mergeai înainte? Da, mergeam când eram mititică. Și îți place? Da, îmi place. Ce-ți plăceau? Ce îți dădeau când după ce îi colindai? Pe vecini, pe rude, pe cine? Îmi dădea ce putea ei. Colăcei, bani, bănuți? Bani, colăcei, dulciuri, bumbane. Până la ce vârstă ai mers colindele? Până la 11 ani, cred. Și acum nu mai mergi că ți-e rușine? Da, mi-e rușine. Merg. Dar până la urmă vestești nașterea Domnului, nu știu de ce să ne fie rușine. Nu? Da, merg la poarta omului și mă vede. Am înțeles. Un mesaj dacă e pentru generația care tânără, care urmărește și pentru cei mai mici decât tine, legate tradiții, ce ai îndemnat tu să facă? Să continuă tradițiile în continuare, că sunt niște tradiții foarte frumoase. Ai văzut cetele de urși, caprele, irozii, doboșarii, îți plac? Da, îmi plac foarte mult. Pe 31 să înțeleg că mergi pe 31 decembrie? Nu, sunt plecat în practică. Am înțeles, dar dacă ai fi fost, probabil că ai fi mers să vezi colindătorii, să vezi... Un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc? Un Crăciun fericit vă doresc! În ultima ședință a legislativului local, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a supus atenției aleșilor locali un proiect de hotărâre privind rambursarea parțială anticipată a unui număr de 12 rate din creditul contractat la Unicredit Bank de către municipiul Onești, precum și acordarea unei perioade de grație pentru 12 rate de credit din perioada ianuarie-decembrie 2023. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rambursarea parțială și anticipată unui număr de 12 rate din creditul contractat la Unicredit Bank de către municipiul Onești, precum și acordarea unei perioade de grație pentru 12 rate de credit din perioada ianuarie-decembrie 2023.
Între municipiul Ionești și UniCredit Bank a fost încheiat contractul de credit numărul 5 din 27-7-26 cu scadență la data de 31-5-2026, contract care se află de durată. Conform articolului 3 alineatul 3-3 din contractul mai sus menționat, creditul va putea fi rambursat și anticipat scadenței cu acordul băncii, fără percepere a unor comisioane penalizatoare. Suma minimă care poate fi rambursată anticipat este de 32.648 euro, respectiv cuantum unei rate lunare. Conform articolului 8, alineatul 8-6 al acelorași contract, rambursarea anticipată este permisă cu notificarea băncii în maxim 5 zile înainte de scadența următoarei rate. Vă supunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisia numărul 1. Comisia apărare. Discuții, dacă sunt, pe ordinea de zi. Îți pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul acesta. Până la finalul acestui mandat voi face tot posibilul ca Oneștiul să nu mai aibă niciun fel de datorii și toate acestea în condițiile în care în Onești se lucrează intens, cu fonduri în mare parte de la bugetul local. Mai mult, vom încheia anul cu excedent bugetar de peste 10.000 de lei. Vom rambursa anticipat încă o parte din creditul istoric, contractat în urmă cu 20 de ani, pentru construirea celebrelor centrale de cartier, investiție care s-a dovedit a fi extrem de păguboasă pentru Onești. De asemenea, am credința că vom achita întregul credit până la finalul mandatului. Sărbători binecuvântate, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina. În ultima întrunire a legislativului local al orașului Comănești, primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a supus atenției consilierilor un proiect ce vizează decontarea de transport a cadrelor didactice, dar și aprobarea cuantumului și a burselor școlare pentru acest an școlar. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Acest material a fost la comisii. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 31 din 10 februarie 2022, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești. Materialul a fost prezentat de doamna Mihaela Aron. Dacă mai sunt alte discuții cu privire la acest proiect? După cum v-am prezentat în timp ce am prezentat ordinea de zi, e vorba de școala Ciprian Porumbescu, unde se suplimentează cu un număr de 15 burse de merit și la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, unde se suplimentează cu o bursă socială, bursele care au fost deja aprobate de noi în ședințele anterioare. Da, mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? La inițiativa primarului comunei Dofteana Ioan Bujor, în ultima ședință a legislativului local, aleșii locali au discutat, dar și votat favorabil, un proiect de hotărâre privind propunerea de realizare a proiectului de rețea școlară de către Consiliul Local și primar din raza administrativ-teritorială Dofteana. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind propunerea de realizare a proiectului de rețea școlară de către Consiliul Local și primar din raza administrativ-teritorială Dofteana. Da. Am invitat pe cele două doamne directoare, doamna Isache și doamna Florian, în ședința Consiliului Local, întrucât dumnealor ne-a făcut o adresă, informând că s-a publicat în monitor oficial rețeaua școlară 2022-2023. Zic bine, doamna director? Da. Ce cadre școlare s-a arătat? Haideți să vă întreb. Înainte de publicarea în monitor oficial, Inspectoratul de Învățământ v-a trimis o adresă? Au trimis-o la noi. Adresa. Bine, au trimis-o la noi, să înțeleg. Deci, dumnealor, ni solicită nouă ce? Ni solicită nouă punctul nostru de vedere sau votul nostru în Consiliul Local privind rețeaua școlară, da? Părerea mea era că i-ar fi fost bine ca inspectorul de zona dumneavoastră să vină și să aibă o discuție cu cei care conduceți școala Dofteana, care este o singură structură, și să vadă și punctul de vedere a cadrelor didactice.
Pentru faptul că la ultimul control care l-ați avut la RACIP în urmă cu o săptămână, două, deci în urmă cu o săptămână, două, o parte din cadrele didactice, nu multe, una singură sau două, au spus celor la RACIP că școala se conduce greu de la centru. Da? Referindu-se la faptul că școala Hădeac, Ștefan Vodă, Larga și Cucuiesc nu sunt conduse. Asta au spus cine au vorbit acolo. Punctul lor de vedere. Eu am avut o discuție cu Aracipu, care am fost invitat la Aracip destul de clar, într-o discuție nu confidențială, ci numai cu reprezentanții dumnealor și cu unul din inspectorii de la Inspectoratul de Învățământ al județului Bacău, și dumnealor mi-a adus la cunoștință lucrul acesta. Motivarea mea a fost destul de clar. Școala Hăgheac, împreună cu școala Ștefan Vodă, și-a pierdut personalitatea juridică, pentru că nu primăria Comunei Dofeana a făcut această lege ca sub 300 de elevi să funcționeze, să nu poată funcționa școala cu PJ. Școala de la Cuieți, împreună cu școala Larga, care sunt structuri, urma să-și piardă în următorii ani personalitatea juridică. Eu am avut o discuție cu Consiliul Local și am hotărât împreună cu voturi în unanimitate ca școala Dofteana să fie condusă de la centru, cum se conduce astăzi, printr-o singură școală cu PJ, cu personalitate juridică. A fost așa, doamna director? A fost așa. Dacă îmi dați voie, unul singur este împotriva curentului. Deci un singur cadru didactic susține punctul acesta de vedere, că fuziunea nu funcționează și că sunt sincope în management. Ceilalți au văzut că se poate conduce, chiar și echipa care a venit în inspecția RACIP a spus că în Iași, de acolo de unde vin dumnealor, sunt școli și mai mari. Noi avem 1207 elevi la momentul actual. În Iași sunt școli și mai mari, cu 2000 de elevi, cu și mai mult. Și se poate conduce. Dacă managerul este bun și dacă echipa managerială este performantă și dacă se susțin unii pe alții și nu unii merg într-o parte și ceilalți în altă parte, se poate conduce. Eu, în calitate de director, am pe doamna Isaac alături, care tot timpul a fost de ajutor și am multe de învățat de la dumneavoastră ei și cred că vom face echipă pe viitor până când o să pot și o să fie cazul să plec. Da. Eu am înțeles aspectul, pentru că sunt și membru al Consiliului de Administrație și nu sunt faptul că sunt membru activ. Particip la ședințele Consiliului de Administrație de fiecare dată, împreună cu cei care sunt reprezentanți ai Consiliului Local și colegi de-ai dumneavoastră și Comitetul de Părinți de fiecare dată. Acea singură persoană care a adus la cunoștință celor de la RACIF și a spus punctul de vedere. Are dreptul să-și spună punctul de vedere, dar motivul este acela. Cândva a fost director și a condus destinele școlii Larga și Cucuieți, în care a obținut de la RACIP, o altă comisie, satisfăcător și nesatisfăcător. Satisfăcător și nesatisfăcător. A refuzat să pună la dispoziția Consiliului Profesoral și a Consiliului Local acel proces verbal emis de către Comisia RACIP la momentul respectiv și a intrat în conflict cu Primăria Comunei Dofteana, în care am avut două procese pe rol și Primăria Dofteana a ieșit câștigătoare. Deci erau obligați, erau date cu publice, care erau obligați să le publice, să știe cetățenii din Cucuiesc și din Larga faptul că copiii dumnealor au participat la o școală în care directorul respectiv a obținut satisfăcător și nesatisfăcător. La ora actuală, normal că caută să vorbim așa, își linge rănile, faptul că nu mai e director. Și ar vrea să mai fie probabil director, dar nu încurcă nimeni și putea să participe la examenele de director. Dacă dați voi, având în vedere că au obținut calificativele acelea, nu mai poate să fie director. Deci din motivul ăsta. Eu personal am făcut o adresă către Inspectoratul de Învățământ al județului Bacău la momentul respectiv și a venit corpul de control a inspectoratului, prin care în perioada controlului doamna la momentul respectiv și-a înaintat demisia din funcție de director. Deci acum degeaba tânjește, pentru că
e o boală care nu se mai poate vindeca, deci nu mai primește nici la un fel de examen. Îmi pare rău. Examenul și l-a dat și a luat nesatisfăcător. Deci calificativ nesatisfăcător, știm cu toții că nu poți să mai conduci în aceste situații. Da, doamnă director, spuneți. Să știți că doamnele, două doamne au fost în control la noi referitor la ANACIR și au văzut în două zile când au stat la noi toate discrepanțele astea, toate tensiunile dintre noi. Au spus la un moment dat, au spus așa subtil, că atunci când îți dorești să fii manager, trebuie să ai o viziune mai largă, o viziune, să-ți calci pe orgolii și să nu trebuiască să aduci interesele personale înaintea intereselor școlii. Au spus foarte bine lucrul ăsta și cine a avut de înțeles, a înțeles. Cine nu, va merge în continuare așa cum își dorește. Eu îmi doresc liniște pentru școala Sperlat Rondin. Am luptat pentru lucrul ăsta și nu știu dacă o să reușesc în contextul actual. Îmi doresc. Am stat și am pus în balanță la ultimul consiliu profesoral pentru că s-a discutat procesul verbal de la RACIR. Nu l-am ținut secret așa cum m-au făcut alți directori. Le-am discutat alături de colegii mei și am pus în balanță și mi-am dat seama că înclin balanța, sunt mai mulți aceia care mă susțin decât aceia care îmi sunt împotrivă. Și de aceea, cred că sunt șanse să ieșim la jumătate. Magia Crăciunului a fost darul oferit de către Colegiul de Artă George Apostu în prag de sărbători băcăuanilor. De la cel mai mic până la cel mai mare au fost așteptați toți să vină joi 15 decembrie de la ora 17 la Teatrul de Vară Radu Berigan. Preț de câteva ore, publicul a avut parte de un spectacol extraordinar, Magia Crăciunului, susținut de elevii Colegiului Național de Artă George Apostu. Publicul a aplaudat recitalurile de colinde din repertoriul românesc și internațional susținut de elevii Colegiului de Artă, precum și momentele de muzică clasică, folclor, muzică ușoară și balet. În prag de sărbători, iată că elevii și profesorii Colegiului de Artă George Apostu oferă un frumos dar băcăuanilor. Da, așa este. Ca în fiecare an, Colegiul Național de Artă este la înălțime și de 13 ani are loc acest spectacol, Magia Crăciunului. Vor cânta, vor dansa, eu știu, sunt momente deosebite, să știți, elevii de la Colegiul Național de Artă sunt foarte talentați și ne mândrim că suntem unici aici în Bacău. Un dar frumos așa ne îndeamnă să fim mai buni, mai generoși, cu inima deschisă și să sărbătorim, de ce nu cu toții, nașterea Domnului Iisus Hristos. Sigur că da, suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și se spune că trebuie să fim mai buni. Eu sunt de părere că trebuie să fim buni mereu și să știți că nu vrem să fim așa, să fim mândri și să ne lăudăm, dar artiștii sunt foarte sensibili așa și sunt buni, să știți. Buni și la suflet, buni și la artă. Și profesioniști în general, da. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru telespectatorii din Bacău și nu numai, pentru că până la urmă apropierea sărbătorilor ne îndeamnă așa la bunătate, așa cum ați spus. Așa este. Ce să spunem? Sărbători binecuvântate tuturor, să fim sănătoși, să ne găsească anul nou voioși și la pungă groși, cum se zice, și să nu lipsiți de la spectacolele oferite de Colegiul Național de Artă. Doamne ajută tuturor! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 17 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, sunt posibile averse. Mercurul în termometre urcă până la valori de 12 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minima coboară până la minus 2 grade Celsius. Duminică 18 decembrie, cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei urcă până la valori de 1 grad Celsius, iar noaptea minima coboară până la minus 7 grade Celsius. Luni 19 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, ne vom putea bucura de soare cu dinți, maxima zilei nu trece de 0 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul în termometre coboară până la minus 6-7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.